Clubul Rotary Călăraș a lansat anul acesta programul Promenada Inimilor, un proiect de parcurgere a unui traseu accesibil ce își propune ca în această perioadă atipică păstrarea unui stil de viață cât mai sănătos, reamintind tuturor că activitatea fizică de minim 30 de minute pe zi este cel mai bun mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare. Traseul din Călăraș a avut o lungime de circa 3 km, începând din Parcul Central, restaurantul Queen, Parcul Dumbrava, grădina zoologică ce a putut fi vizitată gratuit de participanți, Hotel Hestia și sosirea la restaurantul Queen. Plecarea în traseu a avut loc în data de 29 septembrie, începând cu ora 10, prin organizarea unei plimbări în aer liber, la care au fost invitați să participe toți locuitorii județului Călăraș. Fiecare participant a primit la plecare o insignă, o hartă, o sticlă cu apă, iar la sosire a primit un bilet de tombolă ce a fost organizat în jurul orei 17 la restaurantul Queen. Bună dimineața! Bună dimineața! Hai că au venit la am văzut. Așa, și la întoarcere, după ce venim cu vă dăm un bilet la tombola și câștigăm un sunt multe premii. Da, sunt multe premii. Pe Boitul, doctorul care la grădina 2, baza la zimbă te cheamă. 5 să tot vezi. Într-o oră, dar ce e? Ce așa și mergeți frumos, intrați în grădina zoologică să aveți astea pe în piept ca să aveți acces liber. Iar aici la Nandu, la struți în capăt, vă faceți o poză în sepă. Păi, dacă mai aveți venit partea aia. Da, hai, da. Succes! Să faceți o poză la panou, să vă așezați la panou, vă rugăm să faceți o poză. Haideți să vă facem o poză! Nu acolo, hai, du-ne puțin mai în spatele Anei. Da.